Так Додон кумва я війні прям капшору сяла луді. Оляк доктор, оляк пацієнт, оляк, оляк калатор. Я війні ідея кумва се симпліше, с нескват іде на лежер. Сау я таку маку ма інформат чинява діла сіска. А сямната скитива контракти кити 5000 євро. Кере курс. Ма баган телефон. Ну, no. Cum nu e acuz pe alții. Deci compania tag me, 5.000 de euro pilon, așa mai departe. Fac filmuleț, mă distrugă pe usatei, să-l distrugă pe usatei, fac... Cred că și pe Maia Sandu și pe alții, nu doar. Da, da, la Dodon sunt repartizați. Cine se ocupă de distrugerea imaginii lui? Apropo, este un lucru foarte interesant. Ca să știți, toată echipa de PR negru a lui Dodon, care a moștenit o delă plahotniuc și în care au fost încadrați și pe cele și noi, deci sunt două taguri. O echipă se ocupă cu distrugerea imaginii lui Maia Sandu și a doua lui Renato Sate. Deci nimeni nu se ocupă de Andrei Năstase, nimeni nu se ocupă de alți concurenți electorali, cum ar fi Pele de Meș și alte partide care au declarat participare. Deci Dodon are frică și de mine are frică mai mare cât cei ține de doamna Maia Sandu, că înțelege că în turul 2, dacă cu Maia o să meargă la limite, eu îl rup băcăți.